Iote, bă! Iote, v-am pregătit aici orez cu lapte. Ia uite cum fierbe spagheta. Vă pup, boscoiașii mei! Salutare pregătarilor, șeful Ovidiu este aici, nu, n-am de gând să-l copiez pe Cotrin, adică nici măcar nu fac ca el să bea în timp ce filmez, adică primul îl bea Heineken, eu de felul meu beau Desperados. Apropo, cei de la Desperados, unde treacă cheița aia? Dacă vedeți episodul ăsta, sponsorizați-mă și voi pe mine. Astăzi o să facem orez cu lapte, adică o să fierbem niște spaghete, dar mai întâi hai să mergem până la magazin să luăm spaghetele. Gata, avem și de la magazin, am luat spaghetele, hai să ne apucăm de treabă, dar să luăm o gură de bere. Bun, ia să vedem dacă avem aici tot ce ne trebuie. O să ne trebuiască așa. Astea două. Ce Dumnezeul e asta? Pentru piure, cred. Nu ne trebuie. Ca un pregătar adevărat, pentru că cine a fost înainte n-a spălat aici, aia e. Ne apucăm acum, vom folosi această substanță cicăferi extra, dar nu m-a făcut extra fericit. Hai dracu să spălăm aici. Dar parcă încep să crească aripi de zână. Ce? Parcă încep să crească aripi de zână. După o luptă aprigă, a reușit să spălăm tigaia și ca să fim siguri că o să meargă bine, să vă învăț vraja fermecată. Întotdeauna bateți tigaia înainte să vă apucați de gătit. Acum, presupun ca să faci spaghete, trebuie să pui niște apă la fiert. Câtă trebuie să pun? Pum, vrei și tu ala aia. Ah, ok. O să dureze puțin. Sper că ai pus apă rece. Cam călâie. Scurge apa. Dă pe apă rece. Nu vrei să faci spaghetele cu apă caldă? Nu. Stai. E în partea cealaltă apă rece. Ia, uimește-mă, cum pornește la staragaz? Are scânteie automat? Am înțeles, stai. Am reușit lupta cu aragazul. Între timp ar trebui să ne apucăm de făcut sosul. Avem aici două conserve și... E bine, nu ne trebuie desfărgător. Trebuie să le desfacem. Stai! Pauză. Trebuie tocate legumele și puse la călit. Avem aici fundul ăsta care este ud. Hai să ne apucăm frumos de tocat. Un cuțit. Ia mă, taie bine oare cuțitul ăsta? Trebuie să încerci pe vene. Apropo, dacă vreți să vă tăiați venele, nu le faceți așa. Le faceți așa. Uite, arată. Uite, așa se face. Hai, dă-mi cu De ce, mă? Hai că așa se taie pe vene. E. Sau așa? După ce am curățat așa, am tocat un morcov și mai am aici 4 căței de usturoi. Restul de căpățână de haită o voi pune la geam să nu intre moroii peste noi. Avem aici spaghetele, ci că nu pot rupe spaghetele. Mă mănâncă în curs să încerc. Să nu te prind! Hai că am dat câteva spaghete pe jos. Vezi că ți-a rămas plastic în ele. Unde mi-a rămas, mă, plastic? A, nu, mi s-a părut, e brățară. Era brățară. Bun, și aici să punem spaghetele, să sperăm că nu ne ardem. Așa, pe diagonală frumos ca să intre. Dacă aveam o oală înaltă, era mai bine. Și aștept să înmoaie și le împing așa, presupun. Da. Am înțeles. Așteptăm să se înmoaie spaghetele și presupun că acum trebuie să tocăm căței de usturoi, nu-i așa? Da, nu, face asta, nu. Nu așa! Nu? Nu, până se zdrobește cu lama. Și cum spuneam, facem frumos căței pe care i-am curățat eu personal și așa? Părând. Și după se dă și mai întâi dai și tu morcoful ăla mai într-o parte pe care n-am terminat să toc. Lasă că e bun așa. Bun, și ne apucăm frumos de căței ăștia să-i zdrobim așa. Gata, s-au dus dracu zi. Și trebuie și tocat după ce l-ai zdrobit. Și tocăm după ce zdrobim, uite așa. Așa de nașpa să fi simțit și gaci că s-a luat Codrin când l-a filmat gătind? Nu știu, chiar nu știu, pare rău. Mă doare sufletul pe mine. Bă, Codrin, la cât de gras e, se vede că ăla nu prea a gătit pentru bă, el. Mai mărunt! Mai mărunt de atât? Da! Ți-am zis că trebuia să iau cleștele ăla. Nu, puii mei! Cred că e bine așa. E bine? De ce ai fi pus tu toate pastele, nu știu. Așa, bă, l-am tocat bine? Da. Bun. A, mirosul ăsta. Să nu mi-l amestești cu morcovii, că se pune mai întâi usturoiul.
Bine că spui acum. Păi dacă n-ai stat să-ți explic cum dracu se fac pastele. Păi dacă stai jumătate de oră să-mi explici. Stai, întâiesc că se zdrobește. Așa, fac. Dar nu mai bine zdrobesc pe tot și apoi toc. Cum vrei. Mai bine, poate mă tai acum. Dacă îți dau un cuțit, mă tai pe mine. Bă, nu mi face pastă. Păi ori toc, ori nu-i mai toc. Așa. Atât! Așa, gata. Îi zdrobești doar ca să iasă aroma din ei. Așa, mă simt acum. Acum trebuie să faceți pe craioveanu, să știi să mânezi bine cuțitul. Hai, de capul meu, lași bărbații în bucătărie. Hai mă, că pe partea de manevra cuțitul mă descurc. Categoric. Categoric, nu-i așa? Da, se vede pe usturoiul ăla după cum e tocat. Am zis lui taică că vreau să gătesc weekendul ăsta și făcea, păi fă și tu ceva flambat, ia și tu o torță din aia și ai zis, bă, tu vrei să dau foc acolo, să-i plătesc lor la fătelul? Bun. Bă, cred că-i tocat bine acum. E bine? E bine. Ți-e mie ai sărat cu usturoi? Da. Îl pun în apă sau mai fie, trebuie să fie răbă spaghetă? Nu pui nimic în apă. Asta e mărai la sos, da. Filmează-vă cum umplu aici. Așa, hai că s-au cam înmuiat spaghetele. Am luat alea bune de băneasa. De alea de corporatiste, de clipera, bun. Ce mai trebuie să facă tu? Să pui ulei la încins. Bun! Am puțin văzut ulei. Așa că luăm frumos uleiul din Kaufland, care să spuneam că nu e expirat. 5 a 10 încă este bun. Hai că nu miroase iar încet. Așa. Știi că era recomandat tigaia s-o pui acolo, la sub altă. Păi tu ai aprins acolo. Ai, s-a făcut stic. Aia. Luăm frumos uleiul și punem un pic așa să se încingă. Top. Așa. Luăm așa să se... Așteaptă să se încingă și după o să întindă uniform. Se întinde mai bine după? Da. Așteptăm să se încingă tigaia și mai mai pun ulei? Nu. Bine, gata, ajunge, am făcut. Gata cu uleiul, că și așa s-a făcut vreo 10 lei jumate sticla. Așa. O să vor... Ok, desfac astea. Bun, spaghetea aproape fiertă, punem aici usturoiul în tigaie. Auză cu sfârie. Sfârie acum toți căței. Mârie, nu sfârie. Ok, pune repede aici morcovul, că deja s-a ars și usturoiul săracul. Ok, amestecăm rapid aici. Bam, 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 bam. Hai că nu s-a ars, e doar călit un pic. E prăjit, ce să mai. Hai și pregătește conservele repede să le punem. Gata, pregătim acum conservele, le desfacem ca pe conserva de pateu. Da, sărace mele paste. Trebuia să vă pun bine cum desfac aici. Da, deja am desfăcut. Bun, le pun pe amândouă acum? Da. Și nu stropi toate direcțiile, te rog. Și mai pun una? Da. Uite aici acum vine roșia. Bam. Cred că e cam mult sos. Nu e. Ia aia de acolo. Bă, înțeleg că e bine să ai poți puțin ieși cu mâna. Fier în organism, dar nici chiar. Ok, hai să amestecăm aici frumos, elegant. S-au făcut și spaghetele aici. Ia uite cum a fie spagheta. Hai, spaghetelor. Uitați aici cum a fie spagheta. De la cel mai mare pregătar pentru voi. Hai să punem mirodenile. Piperul a desfăcut, da? Așa, hai să punem frumos așa. Întâi vom pune niște oregano. Hai mă, curci. Stop! L-am pus cam mult. Acum niște busuioc, nu florina ala de la vreme. Ajunge și ăsta. Și acum niște piper, nu pune mult că după aia ne frige. Am pus cam mult. Ok, cameraman, deja. Lasă-o că îi mai punem niște, zahăr să, dacă-i prea iute. Nu. Hai mă, că era tare să se negrească acum. Mamă, dor dințile, acum am mușcat de ambalajele alea. Bun. Spaghetele s-au fiert așa să se răcească. Cameramanul încă își dă palme pe față când vede în ceva l-a îngătit. Ai, ia uite ce... Ai, mă, că așa nici la Masterchef nu vedeți. Bă, scărlătescule! Ai, că m-am și pătat. Îmi dai șorțul că m-am pătat. E ce tricoul nou? Îți dau tampon că te-ai pătat. Am mai adăugat, am mai prăjit niște cărnați, se vede acolo tigaia, am mai pus niște cărnăciori că n-am avut piept de pui și acum mai punem și niște brânză cumpărată, nu de la noi, că noi ne spălăm,
Stai. Acum, mai fă o dată. Turc, așa. Bac, amestecăm, mai punem din nou. Nu de alta, dar mai trebuia niște sare pe sos. N-am pus destulă sare și brânza e sărată, că de felul meu nu-mi place brânza, numai aia mai. Mincinosule. Bă, te rog, nu-i pentru YouTube povestea aia, da? Poate pe OnlyFans la 40.000. Și cum spuneam, bă, mă uit la brânza asta și mi-amintește cineva. Având în vedere că avem niște castroane mici, nu o să stau să fac salata în castroanele mici, o voi face direct în pungă. Cum a făcut și soacră mea odată la munte, deja râzește cameramanul, a făcut ăsta, a luat de clătite direct în sticlă, când avea încep. Mă bucur că n-a fost nevoie să fac asta. Bun, hai să spălăm și noi roșiile astea, că facem și noi o salată ca lumea. Așa, hai să ne apucăm frumos să le tăiem. Hai că parcă se lipește de tine. Cum? Parcă se lipește de tine bucătăria cât de cât. Bă, la salate mă pricep. La aragaz mie e mai greu. Bun. Și luăm frumos aici și amestecăm salata. Așa. Aie, când ai castroane, te descurci cum poți. Opa, așa. Hai că arată bine. Cam ciudată zeama asta. Îmi amintește de încă cineva, ca și brânza. Gata. Și acum, hai să punem frumos aici. A ieșit cam inestetică, dar merge. Bună luminiță, luăm aici frumos vinul și undeva aici aveam și ustensila noastră. Din păcate s-a terminat berea că am avut doar una, dar hai să desfacem aici frumos vinul. Bine că s-a rupt hârtia aia, dar noroc cu măsele mele. Hai să învârtim aici frumos un timbușon. Opa, așa. Hai de malone, păi timbușon, că e păcat de sticla de rom. Am observat că niciodată nu pui paharul, îl pui cam așa, cam pe la jumătate, ca să nu fii țăran. Dar având în vedere că noi suntem bărbați adevărați, nu, de fapt stați, nu suntem doi bărbați în cameră, nu suntem gay, suntem, nu suntem pizde, nu diluăm vinul, bem așa sec, așa frumos, e, dacă nu-i prea egal, aia. Bă, și merge și o post de Instagram așa. O să pun o poză mișto cu ce aici. Vă aștept pe Instagram să-mi dați follow. Pregătar Ovidiu vă salută. Vă urez poftă bună și ne vom auzi la alte rețete. Poftă bună pregătarilor. Ciao les. Și pentru cei care ați rămas până la final, lipsă de lumânări, stăm cu lumina de la hot aprinsă și am pus pe telefon o lumânare cu barde.